Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Schimbarea în linia de securitate continuă. După cum se știe, serialul Emanet, care rulează cu succes pe ecranele canalului 7 de 3 sezoane, a adus o stea uriașă televiziunii turcești. Slatir Koglu, care a participat ca rol principal feminin cu personajul Seher în seria Emanet, a părăsit seria Emanet și s-a alăturat distribuției din seria Cranberries Herbet. Slatir Koglu, care a devenit faimoasă cu serialul TV Cranberries Herbet, este una dintre cele mai populare actrițe principale din Turcia. Când Slatir Koglu a părăsit seria Cranberries Herbet, publicul a fost foarte supărat și a făcut comentarii că a fost arsă. Ei bine, dacă Slatir Koglu nu ar fi părăsit seria Emanet și nu ar fi mers mai departe cu serialul, ar fi câștigat 1000 din banii pe care îi câștigă acum. Ar putea prinde un procent din popularitatea sa actuală? Desigur că nu. Acesta este motivul pentru care Halil Ibrahim Ceyhan, actorul principal masculin al seriei Emanet, va părăsi serialul Emanet, unde a interpretat personajul lui Yaman timp de 3 sezoane. De ce a părăsit Halil Ibrahim Ceyhan Emanet? Halil Ibrahim Ceyhan a părăsit serialul Emanet pentru a deveni celebru. Halil Ibrahim Ceyhan, care a jucat rolul principal în seria Emanet timp de 3 sezoane, nu a semnat un contract pentru al 4-lea sezon cu seria Emanet. Halil Ibrahim Ceyhan a avut o ascensiune grozavă cu seria Emanet în primul sezon. Ca atare, în al 3-lea sezon, Halil Ibrahim Ceyhan a continuat seria Emanet. Halil Ibrahim Ceyhan primește o ofertă pentru un serial săptămânal. Halil Ibrahim Ceyhan 2023 a primit o ofertă pentru un serial TV care urmează să fie difuzat în prime time în noul sezon 2024. Deși rolul său nu este cel al unui actor principal, Halil Ibrahim Ceyhan își va continua drumul cu un nou serial și un rol care îl mulțumește pe Halil Ibrahim Ceyhan. Vom vorbi despre detaliile acestui nou serial de Halil Ibrahim Ceyhan, care va fi proiectat în septembrie 2023, în săptămânile următoare. Dacă nu există nicio schimbare și previziunile sunt corecte. Halil Ibrahim Ceyhan are un cont de Instagram cu 1,5 milioane de urmăritori. Această călătorie Halil și Nana nu este un secret. Nu s-au strecurat. Au fost invitați la un eveniment numit Georgia All-Star Cheerleading, care urma să aibă loc la acest hotel. Halil a fost invitată să facă un spectacol și se pare că Nana, fiind o actriță din Georgia, a fost invitată și nu doar ei, ci și alți artiști georgieni. Acest eveniment ar dura 4 zile. Din câte am înțeles, este o demonstrație a culturii georgiane din Turcia, de aceea erau atât de mulți dintre prietenii lui acolo. Halil la ultimul său concert a spus că va fi la acest eveniment. Cât despre fiică, am auzit de asta, dar nu știu dacă este adevărat, dar fata este deosebită și de aceea nu se expune atât de mult. Știm cât de cruzi pot fi oamenii când vor să atace. Dacă sunt împreună sau nu, nu știu. Dar această călătorie nu a fost un secret și pentru fani. Astăzi Halil a făcut o mică prezentare, nu știu dacă a fost o repetiție sau este deja spectacol. Sunt de acord cu tine, viața lor personală este a lor, dar și tu ai spus pe bună dreptate că sunt persoane publice și noi, telespectatorii, îi urmăm și comentăm. Vreau să observați câteva lucruri. 1. Ultima fotografie a Nanei cu soțul ei datează din octombrie 2021, practic când a început să filmeze pentru platoul Emanet, nu cred în coincidențe. 2. Ei spun că această călătorie a fost făcută pentru promovarea lui Emanet și pentru asta au luat un interviu. 3. De ce să promovezi un serial naufragiat, în timp ce când era în vârf a făcut și 2 interviuri nu au fost lansate și mereu din platou? 4. Este adevărat că are prieteni, dar este foarte rar, Nana ar putea merge cu zotul ei, nu este fotograf.
ar fi ucis doi păsări dintr-o singură piatră dacă ar fi fost cu familia lui și amândoi au lucrat. 5. Unde omniprezent Acula nu pare să fi văzut-o în videoclipuri și nu ratează nicio ocazie de a fi încadrată alături de Halil. Confirmați tot mobbingul, jocurile, umilințele, calomniile despre Sila Turcoglu pentru a o scoate din Emanet. Sila a fost dat afară de la Emanet indiferent de ce spun fanii lui Halil. Această divă georgiană a vrut să o înlocuiască pe Seher. Poveștile bune se pot schimba, temele se pot schimba. Finenaz și Halil au avut motivele lor pentru a obține un nou face, se întâmplă peste tot. Dar nicio recunoaștere pentru protagonistul principal de 2 ani. Deoarece, tânăra domnișoară care a jucat la fel de bine cu Halil atât de mult încât telespectatorii din întreaga lume i-au iubit pe amândouă. Sila a trebuit să părăsească literalmente Emanet. Ulterior, Sila și-a câștigat bătăliile legale. De ce Halil nici măcar odată nu a recunoscut contribuția Sila? Nici o recunoaștere. Acum sosește diva și sezoanele 1 și 2 sunt măturate sub covor. Halil saliva după o actriță incompetentă și nu a avut decența să le recunoască pe Sila propriul său patrian. Turcii au scris despre disprețul față de propriile fete. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.